Infractori, vi se pregătește ceva. Polițiștii și primarii din 8 comune aflate în apropierea municipiului Bacău au demarat un proiect de monitorizare al localităților cu camere de supraveghere video. Este vorba de cele 8 comune aflate în raza de acțiune a secției 1 rurală, iar ideea a apărut după ce s-a constatat că în comuna Hemeiuș, unde un astfel de sistem funcționează de ceva timp, numărul infracțiunilor a scăzut. Am plecat de la premisa că siguranța înseamnă o mai bună calitate a vieții. În comunitățile rurale se resimte din ce în ce mai acut și mai stringent nevoia de siguranță, iar poliția modernă trebuie să găsească și să abordeze problematici proactive și noi metode de lucru în combaterea infracționalității prin anticiparea și găsirea unor soluții parteneriale. Așadar, edilul din Hemeiuș știe ce înseamnă să vânezi hoții din fața calculatorului și le poate împărtăși și colegilor utilitatea acestui proiect. Noi, de când am instalat acest sistem, vă pot informa, am depistat, am pus la dispoziția poliției de la postul nostru de poliție date concrete despre autori și despre fapte și care ele s-au conturat în dezvoltarea unor dosare penale și care sunt în cercetare la diferite state. Pot să vă spun, am prins oameni, de altfel vreau să vă relatez că în fiecare dimineață poliția locală îmi prezintă rapoarte privind starea infracțională în ultimele 24 de ore, le evaluăm împreună și dispunem măsuri în consecință pentru ceea ce urmează să facem. Cred că este o măsură foarte bună. Acum depinde și de resursele financiare pe care fiecare comunitate, fiecare buget local le are. Comisarul șef Tuluc, cel care a venit cu această idee în fața primarilor, a avut o discuție în prealabil cu aceștia, iar unii dintre ei s-au pus și pe treabă. Spre exemplu, la Mărgineni, edilul a montat deja 20 de camere performante care filmează hoții noaptea ca în plină zi. Poate Mărginenul, după cum am văzut în materialul prezentat, are o stare infracțională destul de mare. Gândiți-vă că e o comună cu peste 10.000 de locuitori, o comună cu 86 de kilometri de drumuri comunale. Și aș reveni aici la discuțiile care le-am avut cu domnul comisar șef Tuluc, în care în prima fază spunea că ar fi bine. A doua dată când m-am întâlnit cu dânsul, am spus, v-ați mai gândit la acest sistem de securizare și am spus, domnul comisar, s-a aproape la jumătatea lui la implementare. La ora actuală avem 20 de camere dotate cu infraroșu, care are o vizibilitate foarte bună, în care chiar la 12-1-2 noaptea putem vedea chiar și culoarea hainei de pe om. Investiția s-a ridicat la circa 14.000 de euro și are de gând să o extindă în întreaga comună, numărul total de camere ce vor fi montate fiind 150. Statistica realizată la jumătatea acestui an pentru comunele Mărgineni, Letea Veche, Hemeiuș, Luizică Rugăra, Nicolae Bălcescu, Săucești, Măgura și Sărata arată faptul că au fost sesizate 385 de infracțiuni, în final fiind constatate doar 248. Cele mai multe au fost în comuna Mărgineni, comună care are și cel mai mare număr de locuitori și în fiecare localitate predomină furturile. Proiectul a fost lansat joi, însă perioada de implementare se întinde până în luna martie anului viitor. Toți primarii sunt de acord cu el, doar că unii nu au bani în buget pentru astfel de investiție și așteaptă bugetul de anul viitor. Camere video mai sunt montate și în comuna Nicolae Bălcescu.